Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre greșeala ce urmează să o facă Larisa. Dacă nu mai târziu de acum o săptămână o apreciam pe Larisa pentru că închidea porțile lui Ionut, de data aceasta trebuie să fiu un dezacord cu decizia luată de a merge la un date cu Ionut, pentru că oricum ar fi, după acest date, toți va face o greșeală. Urmările acestui date nu pot fi decât două. Va veni în cuplu sau va veni singură. Prima ar fi că vine de la date într-un cuplu cu Ionut și acest lucru nu va fi potrivit, după ce a fost aruncată la gunoi de acesta prima dată. Dar mai ales după ce a spus că în niciun caz nu se va reîmpăca cu acesta. Deci ar crede ea că dacă nu a fost bună prima dată, va fi a doua oară. Sau cum poate accepta așa ușor că, deși nimeni dintre ceilalți concurenți nu a venit să spună ce a făcut Larisa în club, Ionut a insistat până ea a cedat și a spus singură despre lucrurile făcute în club. Doar ca el să iasă batma curată după acea despărțire. A doua urmare va fi că vine de la date așa cum au plecat, adică fără să facă un cuplu. Ceea ce ar face ca mult să-și pună întrebarea dacă nu cumva i-a acceptat acel date pentru a se bucura de un sejur frumos și gratuit. Să ne aducem aminte ce i-au făcut ceilalți din casă, bianca pe această temă. Ar trebui ca ea să pună piciorul în prag, să fie fermă și să taie frânghia cu care Ionut o tot ține legată. Să rămână în casă și să-și vadă de viața ei, să încerce să-și găsească pe cineva, pentru că sunt sigur că după ce au văzut-o cum este ea, ar putea intra cineva doar pentru ea. Pe de altă parte, cred că nimeni nu este corect față de alții, așa cum sunt de exemplu Maria și George, care nu au avut parte de niciun sejur, ca să nu mai spun că am impresia că nici măcar în afara casei nu au avut un date. Înțeleg că vor să-i pedepsească pentru că nu a vrut Maria să se sărute până nu-i dădeau și ei un date, dar parcă totuși alții petrec două weekenduri pe la munte, mare, Delta sau pe unde au mai fost, iar alții nu au parte nici măcar de o plimbare prin parcurile bucureștene. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!